În țara noastră se regăsesc 102 moaște sfinte, icoane făcătoare de minuni și 16 izvoare tămăduitoare. Mai mult, România are și 4 biserici care păstrează bucăți din crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Sezonul vacanțelor de vară a început, iar cei care vor alege să rămână în țară pot lua în considerare și posibilitatea de a admira și, cine știe, chiar a încerca puterea pe care se spune că ar avea-o icoanele făcătoare de minuni. România are 102 moaște sfinte și icoane făcătoare de minuni, iar 30 dintre ele se află în București. Icoana Sfântului Antonie cel Mare de la Biserica Buna Vestire din București. În centrul istoric al Bucureștiului se află una dintre cele mai iubite icoane făcătoare de minuni, icoana Sfântului Antonie cel Mare. Potrivit tradiției, se spune că icoana a fost pictată chiar de Sfântul Evanghelist Luca. A fost înrămată în argint în anul 1798. Este renumită pentru ajutorul dat femeilor care se roagă la ea, în speranța că vor putea avea copii, pentru vindecările miraculoase ale unor afecțiuni grave, dar și pentru aplanarea conflictelor familiale. Prima și cea mai reprezentativă minune este legată de miracolul care s-a întâmplat în timpul marelui incendiu din București din 23 martie 1877. În această sfântă icoană a rămas neatinsă de flăcările mistuitoare care au pârjolit întreaga biserică a pușcăriei, care exista în acea vreme în apropierea curții vechi din centrul Bucureștiului. Icoana Sfintei Ana din Mănăstirea Bistrița, această minunată icoană se află acolo de aproximativ 600 de ani. Ea poartă și apelativul Făcătoare de Minuni, care este pe deplin justificat de minunile care s-au petrecut efectiv prin mijlocirile Sfintei Ana. În trecut, icoana era adesea scoasă în procesiune prin orașe, prin sate, peste țarin și ogoare și în urma rugăciunilor săvârșite de preoții credincioși, Dumnezeu se milostivea și dădea ploaie pământurilor însetate. Icoana Făcătoare de Minuni a Sfintei Ana a fost pictată de doi călugări din părțile Ierusalimului între anii 1150-1250. Icoana o înfățișează pe Sfânta Ana, ținând în brațe o copilă, nimeni alta decât fiica sa, Sfânta Fecioară Maria, conform Antena 3.ro.